Ana și Daniel au avut o noapte agitată, deoarece Daniel nu se simțea bine, așa că Ana a luat măsuri. De bine. Să treacă câteva ore, vreo 4 ore și mă duc și-o zbără. Da, trec ore, trec, au trecut săptămâni. Nu înțeleg, spune ei, nu. Da, iubire, înțeleg doar că dacă ar fi acum să mă duc la ei, singura opțiune ar fi ea la boli infecțioase la spital. Care e foarte bine. Nu. Trebuie să te ia. Păi, dar nu m-a ajutat, iubire. Ba da, te ajută, te trebuie să te trebuie acolo să vadă medicul să... Vreau la specialist la gât, nu la boli infecțioase, că la boli infecțioase iar îmi dă antibiotic. Eu nu mai vreau antibiotic, eu vreau să vă ce am în gât. Hai te rog să mă și odihnesc, că chiar o să obos. Odihnește-te, te rog, odihnește-te. Păi vină lângă mine ca să mă odihnesc. Păi vină lângă tine, iubirea, dar să vin ceva și pe mine, că nu poți să te văd așa. Îmi zici de 3 luni că te doare gâtul. Iubirea mea nu-i normal, știi că gradul... Mare de risc e să mă infectez și eu, la nuntă. Așa că medicul intervenea să evalueze starea lui Daniel. Salut! Dimineața! Dimineața! Sunt umflat rău de tot, nu mai pot. Nu pot nici să-mi înghețe alivă. Trebuie să-l duceți de urgență la spital, că de 3 luni el are o infecție foarte serioasă la gât. Starea de sănătate a fost evaluată și era așteptată o decizie. Deschide gura, scoate limba. De 2 ori a luat antibiotice, 10 zile. Așa. Și nu i-a trecut, tot trebuie. Păi am dărat argumentul acum o săptămână jumătate. Și nu ți-a dat antibioticul? Păi mi-a făcut prescripție la, nu știu, cheamă, spital de boli infecțioase. Și ai plecat de aici, acolo? Mhm, la ambulanță. Ok, fac o solicitare la ambulanță și te duci și te vreau neapărat. Da. Încă în drumul. Cu ninoa mea. Ce dracu am în emisiune? Dar eu ce am în emisiunea asta de să fie bolnăvicios, nu pot să înțeleg. Dar nu ești tu bolnăvicios, bei aia ce... Deși se simțea foarte rău, Daniel încerca să o liniștească pe Ana, vizibil afectată de starea lui. Da, obișnuiești, iubire. Eu? Da, nu, că-s ok, adică să nu-ți faci griji. Păi, dar nu e vorba de griji. Deci, nu e vorba de griji. Eu nu sunt așa. Nu sunt genul de persoană care panichează, dar 3 luni ai fost doar pe antibiotic. Nu este ok, nu e normal, chiar nu e normal. Dar bine, mă duc acum, rezolv. Vedem. Ce zice doctorul? Păi, dar dacă plec tu să te odihnești, te rog. Nu-mi stai așa, că e dimineață. Încearcă tu să plec. Ține vorbe. Te aud. Informația unde e? Păi să știu un suflet. Da, e sufletul meu. Da. E sufletul tău. Tu nu înțelegi. Pe tine? Da. Adică, se înțelege pe cine gâtul tău că doare? Pe fapt. Pe cine se înțelege? Cum se poate așa ceva, Doamne? Păi, serios acum. Păi și ce faci? Stai și faci sărba până la sărba se joacă doar în 2. Între timp, în casă sosea și o ambulanță pentru Daniel. Da. Bună seara. Mă doare gâtul foarte, foarte, foarte tare de foarte mult timp și nu știu ce să-i mai fac. Îndată era evaluată starea acestuia. Da, eu sunt îmbrăcat tot. Poți să merg cu el? Nu. Nu crede, să merg și eu. Nu. În urma evaluării, Daniel era nevoit să meargă la spital. Ana însă era destul de îngrijorată de starea lui Daniel și rămânea neliniștită. Așa, hai să ne povestești ce se întâmplă.
Ok, am de câteva luni, de 2-3 luni, cam așa, gâtul tot revine cu dureri și am tot încercat diferite antibiotice. Și aseară am fost la doctor, la Regina Maria, și mi-au explicat care este de fapt problema, că e urinul sinuzită de fapt, adică de pe nas pornește totul și reinfectează gâtul de fiecare dată. Uh-huh. Problema a fost că în cadrul emisiunii noi avem acces la doctor, doar că sunt niște tratamente, să zicem așa, pentru chestii mai ușoare și s-a tot amânat. Da, trebuie un specialist, da. Exact, a trebuit specialist, fiind și în perioada asta a fost foarte greu să... Final, s-a ajuns la ultima soluție care a fost ambulanța. Uh-huh. Și ți-au recoltat și un exudat? Da, asta data trecută, doar că nu am revenit, pentru că nu sunt eu aici în control asupra situației și se pare că s-a reiterat problema asta la gât. Uh-huh. Că acum degeaba iei un antibiotic dacă nu e ceva care să funcționeze pe problema ta. Teoretic, știu că la noi acum, iar fii de atent să faci, nu sunt medic, dar măcar atâta știi că nu luăm antibiotice după ureche și în principiu sigur că dacă te duci la spital și ei depistează o infecție, ți se dă un antibiotic acolo în urgență, doar că trebuie recoltată, trebuie făcută și o antibiogramă ca să vezi exact corect ce antibiotic merge pe ce bacterie, că altfel poți să-l iei degeaba. Corect. Exact. Și asta s-a și întâmplat, pentru că antibioticul pe care l-am primit, mă rog, ambele tipuri de antibiotic pe care le-am primit... Nu era ce trebuia ție exact, pe problema ta. Exact. Și doctorul la seară, am avut norocul că m-a verificat foarte bine și s-a uitat și pe sinusuri și a văzut că de fapt de acolo pleacă totul și mi-a dat un antibiotic care să omoare și multe chestii de dezinfectat. Uh-huh. Dar sunt bine și mulțumesc foarte mult logodnicii mele pentru că a luat inițiativa, pentru că eu n-aș fi luat. Tu nu te-ai fi dus, da? Nu. Dacă nu o vedeam pe ea atât de îngrijorată. Plus că mi-a răsunat în minte când mi-a spus că se poate infecta și ea și atunci, ok, da, trebuie să mergem să facem ceva, că nu e ok. Suntem și aproape de nuntă și nu vreau. Vreau să fiu în condiții optime de... Da, nu-i prea plăcut să nu te simți bine. Exact. Da, ești mai bine astăzi? Sunt la fel ca și ieri, pentru că abia acum mi-a ajuns medicamentația și mă duc să, după emisiune mă duc să încep tratamentul. Uh-huh. Și peste toate astea și pe frigul ăla era într-o... Nu, să știți că nu a fost problemă de frig. E chestia că sensibilitatea respectivă a tot rămas și... Da, vezi că dacă ai probleme cu sinusurile, ar trebui să te protejezi un pic și de frig. Într-adevăr, eu având și nasul mai mare, când trag aer rece, probabil și jacuzzi, și plimbat pe faleză în cămașă. Da, probabil au contribuit la această stare de sănătate, uh-huh. Dar îi mulțumim lui bunul Dumnezeu că acum avem tratamentul, ne punem pe picioare. Doctorul mi-a promis că în 5 zile o să fiu perfect sănătos, deci. Deci până la nuntă, Ana, te ocup cu ceaiuri multe îi trebuie și din câte știu eu, pentru toate afecțiunile astea care țin din sfera orele, domnule, supă de pui. Supă de pui. Știi să faci supă de pui? Nu. Dar faci ceaiuri foarte bune, deci... Da, o supă de pui, nu știu, poate te ajută cineva să dea rețeta, să... Așa că nu e așa de complicat, că ajută foarte mult.